care-i treaba? Ce treabă? M-ai schiurțuit mult ușa când nunta. Eu nu mă însor, eu nu vreau să aud de așa ceva. Vreau să-și asume lucrul ăsta. Ești mă afară că spar poarta. Tu ești fimitul, ridici palma la mine? Nu mă chemați acasă, nu mă chemați în iadul ăla. Pleacă și tu cât mai repede poți de acolo. Sunt însărcinată. Ce faci cum? Sunt însărcinată. Noi suntem oameni cu probleme, știi și tu, taică tu bețiv. Dar unde să mă faci? Unde să mă faci? Să mă duc, fă de bună! Haideți să vă duc... Bătă Dumnezeu ăsta! Băi, te joci cu focul, băiatule. M-am îndrăgostit de tine. N-am mai spus asta niciunei fete până acum. Serios? Da. Toate lucrurile materiale pe care ți le poți cumpăra pe lumea asta, tu le poți avea. Bă, băie! Tu nu știi oamenii ăștia de ce sunt în stare. Ori pleci, ori te însori. Ia și fă așa, pentru binele. Da, nu vin acasă și nu o să vin niciodată. Din familiile destrămate, nu rare ori se nasc copii dornici să-și întemeieze nu doar o familie, ci un cămin adevărat, în care ei să se iubească, să se respecte, iar copiilor, rodul dragostei lor, să umple acest sanctuar cu glasul lor inocent. Dar câți dintre acești copii, deveniți tineri, își pot îndeplini acest vis? Vă imaginați răspunsul. Eliza Mancea are 23 de ani și provine dintr-o familie destrămată și cu neajunsuri. Se împarte între cursurile de la universitate și casă, între studiu și grija pentru gospodărie, fără să își permită bucuriile și micile plăceri ale vieții de studentă. În schimb, este îndrăgostită de Mihai Comănescu, iubitul și colegul ei de facultate, care se află la polul opus ei din punct de vedere social și financiar. Tânărul nostru, pe lângă carismă și bani, își trăiește viața din plin, dar și povestea de dragoste cu Eliza, doar că timpul trece pe nesimțite și, ca de fiecare dată, după toate activitățile de peste zi, noaptea se așterne tăcerea. Numai bine pentru un somn odihnitor. Asta până își face simțită prezența tatăl ei, Marian. Elizo! Până în crescut. Eliza! Na, astea stricate. Na, până în cașcaval stricat, până în prostul. Eliza! Ce ai, tată, de țipe așa? Dormeam, păi eu... dar e noapte. Dormi? Ce-ai făcut? Ce mănânc eu? Ați adus e? Na, asta e mâncare. Mănâncă, da, mănâncă! Chiftele, tată, na, ce asta ai? De 30, mănâncă, da! Na, mănâncă, Dumnezeule, tată, Doamne, mănâncă! Tată, ce ai? Tata mereu are o problemă cu băutura. Cel puțin de când a plecat mama de acasă, așa facem fiecare zi. De când mă părăsit nevastă, măi? La mine în casă e haos. Nimeni nu mă ascultă, nimeni nu mă bag în sabă. Cara nebun! Na, iată, v-ați mâncat, dar nu vă gândiți niciunul. Chiftele, bă, ce scandalul ăsta, mă? Mănâncă, dacă ai tu și să mănânci de cășurile astea. Băi, tată, băi, ora 12 noaptea, te auzi deja de la parte. Și eu și mănânc, asta-i întrebarea. Ce-i ceva, tu ce-ați făcut? Ești bine? Sunt bine, nu știu. Băi, iar mănâncă, asta-i întrebarea, nu iar, de nou și nu-i treaba ta. Nu la mănâncat, la mine fac ce vreau. Eu și mănânc. Pe mine m-a crescut mai mult fratele meu, el s-a crescut mai mult singur. Părinții noștri nu pot fi numiți părinți, pentru că de când suntem mici, situația asta s-a întâmplat în repetate rânduri. Fii mea, bucățică ruptă măsa. Nu știi să facă mâncare, nu știi să fac curățenii, dar nu și nu știi, nici nu vrei să înveți, asta e problema. O țin exact degeaba pe cârca mea în casă. Bă, dacă erai treaz, poate puteai să-ți faci și tu o mâncare. Nu pot. Da, păi nu poți, bă, păi și că ăsta nu faci, asta nu faci, tu ții ca nini. Mă, dar ce suntem noi slugi în casă, nu înțelegem. Bă, eu trebuie să vin acasă să mănânc. Atât ai știut toată viața ta, să așa mănânci și să bei și să dormi. Așa să fac casă, să vă fac pe voi să vă cresc. Așa ne crescut, adevărat, bă, nu știu, da. Dai un exemplu de tată. Da. Mai mare mândria de tine. Bă, știi ceva? Ia dați-i drumul amândoi de aici. Hai! În casa asta, nici chiar nu pot să face. Decât să bei. Dați-i drumul și nu vă văd aici. Du-te în camera ta, Eliza. Bă, nu vă văd în casa asta, adică să bei. Te aude toată scara din fața blocului, te aude.
Valea, lăsați-mă să beau liniște, că din cauza voastră nu mă bat în bloc. Tata vine beat mereu, face scandal, cu toate că eu fac tot în casă. Fac curățenie, fac mâncare, bag la spălat, fac toate cele. Dar el niciodată nu e mulțumit. El tot timpul caută nod în papură și face scandal. Nu contează ce fac eu. Important e că ești copiii mei și trebuie să mă asculte pe mine că eu statul. Eu, de bine de rău, mi-am găsit un țel în viață. Mi-am făcut un salon, cu asta mă ocup, tatuez de dimineață până seara. Sincer, aș vrea să tatuez și până dimineață. Numai să știu că nu vin acasă să-l văd pe ăsta beat. Bă, ca la porci ne-ai făcut, uite, uite ce e acolo. Uite, numai din cauza ta. Uite, mizerie pe-n casă, frate, noi suntem sluși să facem curat non-stop după tine. Bă, în casa mea faci vreune. Tu n-ai fost în stare să-ți iei bacul. N-ai fost în stare să termini un liceu. Nu ești în stare de nicio, faci trei măzgălieri și zici că ești mare artistul. Bă, spre deosebire, spre deosebire de tine eu muncesc. Spre deosebire de mine eu am făcut și tu gând pe banii mei, băi, în casă bă, la tine. De sticla în coaie, ți-a da? Zis. Vrei să bei? Da. Uite, storn eu. Uite, uite, acum să vezi ce băiat bună. Bă, stai jos. Stai jos că ești beas. Tu ești în stare să te ții pe picioare și tu vrei să mai te și bați, bă? Da. Halal tată ești, bă, halal bărbat. Da. Halal exemplu ești. Bravo, bine. Fimiu, un colan și jumătate. Păi dacă a ajuns să ridici mâna la mine, trebușoara asta nu e bună. Deloc. Frate meu e singurul meu sprijin. Și, sincer, cred că dacă nu era el, mă bătea tata pe șapte coaste, așa cum a făcut cu mama. Mama a plecat de acasă din cauza lui. Și eu înțeleg. Așa ar fi trebuit să fac și eu. Dar nu pot să plec. O am pe Eliza în grijă. Bă, tu mă pici pe mine pe scaun? Tu ești fiul, tu ridici palma la mine? Da, tu meriți, bă, să te consideri tată. Odată dacă te mai iei de Eliza, mă jur că tu nu mai ai ce discuta cu mine și tu nu vei mai fi în ochii mei un tată, vei fi un străin. Zi mersi că nu ridic mâna la tine, că încă spor respectul, pentru că să zicem că ne ești un fel de tată. Da? Numai tată nu ne ești, băi. Da? Să vezi cum plecați voi tăți. Vă spun eu. Situația din familia Elizei este mult mai dificilă decât ne-am fi imaginat. Și asta doar din cauza lui Marian, un tată toxic, prin viciul de care nu dă semne că ar vrea să se lecuiască, revenindu-i lui Damian responsabilitatea de a întreține casa și de a avea grijă de sora lui Mezină. Noroc că pe lângă greutățile din viața de familie, Eliza îl are pe Mihai, lângă care se simte bine și în largul ei. Fii atentă la mine. Am o propunere pentru tine. E genială. Deci, crede-mă, e cea mai tare chestie pe care ai zis-o vreodată. Tu, eu, mergem la tine, repede bagaje, plecăm la mare. Ce părere ai despre asta? Nu avem cum să plecăm la mare. Nu avem cum, pentru că este joi. Iar suntem cu facultatea. Nu, nu, nu. Deci, ascultă-mă. Mergem, las-o, doamne, iartă-mă, de facultate, nu contează. Mergem direct la mare, nu, cu prietenii, nu, cu gașca, nu, o să fie beton. Nu, știi că trebuie să învăț? Eu și Eliza suntem colegi la facultate. Adică așa ne-am și cunoscut. Avem, pot spune, o relație. Îmi place foarte mult de Mihai, e un tip super mișto. Este de familie bună, e și frumos, și cu bani. Și cel mai important e al meu. Uită-te la mine, mergi cu mine la mare, da? Nu contează că e joi. E joi, suntem cu facultatea. Trebuie să fac cursurile. Știi că îmi trebuie și mie note bune, îmi trebuie și mie o bursă. Nu știi situația, știi că mă ajută. Lasă că nu e nicio problemă, nu contează. Vorbesc eu cu profii, știi că mă descurc eu cu ei, că am eu hazul meu. Nu, dar dacă vrei să te duci cu prietenii, du-te, eu nu mă supăr. Știi că eu am nevoie de bursa asta, eu n-am situația ta și mă ajută niște note în plus. Nu contează, lasă că banii se fac pe parcurs, asta să fie ultima problemă de bani. Eu știu ce vrea el, știu că își dorește mai mult distracție, dar sincer eu îmi doresc mai mult de atât și nu știu cum să-l fac să înțeleagă lucrul ăsta. Ne simțim bine și important e că niciunul dintre noi nu avem gânduri serioase. Nici eu, dar nici ea. Poți să te duci cu prietenii tăi dacă vrei, eu nu mă supăr. Nu mă duc cu prietenii, vreau să mă duc cu iubita mea la mare, să ne tragem un bronz mișto, să venim la facultate luni direct bronzați, da? Mergem frumos, ne plimbăm, ne bucurăm de soare, de mare, de gașcă, de party-uri. Hai, de ce zici? Hai! Hai, nu mă lăsa la distracție. Hai să zicem că fac eșeuse de o zi. Aia, vezi? Nu moare nimeni de o zi. Haide-mă la mare, mă, ce? Eu visez la ceva, ea la altceva. Acum, pentru mine, la 23 de ani,
Nopțile sunt făcute pentru distracții și pentru a fi pierdute. Taică-su e politician și sper că asta să fie un avantaj pentru mine, mai ales atunci când termin facultatea. Eliza și Mihai provin din lumi diferite și normal ca prioritățile lor să difere când trebuie să aleagă între studiu și distracție. Dar de data aceasta, Eliza, dragă, o zi mare te poate ajuta să te relaxezi și să rupi puțin rutina din viața ta, nu? Alături de Mihai, Eliza a descoperit că viața poate fi frumoasă și îți poate oferi momente inedite. Despre toate acestea, cât și despre sentimentele ei față de Mihai, Eliza simte că a sosit momentul să-i povestească mamei ei, Lia. A venit primăvara, te-ai îndrăgostit, nu? Nu-i așa? E. Hai că ești cu capul noar, spune! Puțin, mamă! Hai, spune că lui mama poți să-i spui orice! Măi, mamă, eu chiar m-am îndrăgostit! Păi se vede. Eu chiar m-am îndrăgostit. E un băiat de la facultate. E prezentabil, e frumos, e galant. Mie chiar îmi place. Chiar și cred că și el mă place pe mine. Crezi? Cred te place da. Sau doar crezi? Cred că mă place pentru că sunt atâtea fete care roiesc în jurul lui și el totuși are ochi pentru mine. Adică îmi dă atenție. Am simțit că mă place, așa de ce m-ar fi ales pe mine? Adică de ce s-ar fi uitat la mine? De ce m-ar fi băgat pe mine în seamă? Și părinții lui ce sunt? Părinții lui sunt... Taică-su e politician, maică-sa e și ea ceva bine din ce am înțeles. Provine dintr-o familie bună, într-adevăr. Măi, mamă, noi suntem oameni cu probleme, știi și tu, taică-tu bețiv. Cum crezi că s-a uitat băiatul ăsta la tine? Tu nu-ți dai seama? Tu nu știi că banul la ban trage și păduche la păduche, vorba aia. Ba da, mamă, dar... Te arunci prea departe. Fata, mami, eu-ți vreau binele, dar te arunci prea departe. Ăștia cu bani nu se uită la sărăntoci. Își bat joc de ei doar să distrează și atât. Nu, de fete mama. Ca voi. Ești tânăr, ești frumoasă, ești exact ce-i trebuie. Ascultă-mă ce-ți spun. Să nu rămâi gravidă, vă distrați, faceți ce vreți, că na, ai și tu o vârstă, ai 20 ceva, da, nu mai ești copil de 15 ani, dar eu zic, nu știu, vă protejați gravidă la mine, să nu vii, să nu spui mama a rămas gravidă și nu mă ia. Dar și nu punem problema eu... așa, dar eu, îți spun sincer, eu chiar simt că m-am îndrăgostit pentru că și el îmi dă atenție și... Asta e familie, e familie. Nu, eu ți-am spus, nu e de nasul tău, nu e de nasul nostru, nu e... Caută-ți pe cineva de teapa ta. Poate el mă acceptă așa cum sunt. Tu crezi că ești în filme? Mai, hai să o lăsăm pe altă. Atât îți zic să nu rămâi gravidă. Ochii cât cepele, mare grijă, mamă. Lia ne pare a fi o femeie simplă, dar bine înfiptă în realitate, pentru care diferența de statut dintre fiica ei și Mihai îi pare mai degrabă un obstacol decât un liant. Dar pentru Eliza, realitatea este diferită și mai mult cântărește părerea ei despre Mihai și relația cu el decât niște preconcepții. Să știi că m-am îndrăgostit de tine. N-am mai spus asta niciunei fete până acum. Serios? Da, îmi place foarte mult de tine. Bună! Da, ești mirobolantă. Mulțumesc. E tot ce pot spune. Sau și... o zici așa să fie. Nu, cu tine în niciun caz. Dintre toate fetele, fix tu. Adică uite-te un pic la tine. Nu aș putea să mă uit la altă fată din moment ce te-am găsit pe tine. Știi că și mie îmi place de tine, doar că eu vreau ceva mai serios. Eu? Păi eu sunt cel mai serios când vine vorba despre tine. Bine. Putem să avem tot ce vrei tu, cât de serios se poate. A mai trecut o lună peste cei doi iubiți și iată că Eliza va fi mămică. S-a întâmplat exact ce a prevăzut mama ei. Deci, ce se va întâmpla acum? Este studentă, nu are din ce se întreține nici pe ea și nici pe copilașul din pântecul ei. Oare relația ei cu Mihai va trece la nivelul următor? De-abia știu să-i zic lui Mihai. Simt că nu mai pot de nerăbdare. Aș fi vrut să organizez ceva frumos, dar nu mai pot, nu mai am răbdare. Ce faci, iubirea mea? Ce faci? Ce faci, draga mea? Uite, am venit repede, m-ai chemat, nu știu, ce domn iartă-mă să... Păi eu vreau să vorbim ceva. Ce să vorbim? Că am foarte multă treabă, sunt plecat cu tata, alerg de dimineață până acum într-una. Știu, dar era ceva de vorbit față în față și trebuie să zic.
Ce? Ce anume? Ce s-a întâmplat atât de grav încât să trebuiască să mă chem pe mine de la mama naibii să vin până aici? Nu e grav, e o fericire. O fericire? Mm-hmm. Ce fericire? Ți-ai găsit pe altul sau cum? Sunt însărcinată. Ce face cum? Sunt însărcinată. Ce asta? Viitorul tău copil. Și cu mine? Cum adică cu tine? Mă întreb cum dacă cu tine? Suntem împreună și mă întreb dacă cu tine? De ce ți-e frică? Nu scapi. E coșmarul vieții mele. Să mă trezesc cu una gravidă. Sunt șocată. Nu mă așteptam la o asemenea reacție. Suntem împreună de un an de zile, iar el îmi vorbește așa? Stai mai, mai Eliza, stai un pic. Nu. Dar stai puțin. De ce ai reacția asta? De ce nu te Eliza, bucuri? Eu sunt foarte fericită. Eliza, ăsta e bun? Da, e foarte bun. Păi, este al doilea. E al doilea? Da. Mă, n-are cum. Ba da. Nu, n-are cum așa ceva, Eliza. Nu, Doamne, iartă-mă, e fi răcită, ai pățit ceva. Și de ce nu te bucuri? Cum să mă bucur, Eliza? Eliza, avem 23 de ani. După un an de relație îmi dai testul înapoi? Păi, după un an de relație, dar ce, Doamne, iartă-mă, că nu e bun, sigur ai o problemă. Nu, deci trebuie să mergi să faci ce... Cum să nu fie bun? Ți-l aduc în față și să-mi spui că nu e bun? Doamne ferește, n-ai cum așa ceva. Dar cum adică? Măi, nu, nu. Lasă-mă, dar de ce nu te bucuri? Adică eu am venit super fericită la tine să-ți spun și tu ai atitudinea asta, de ce? Cum de ce, Eliza? Cum de ce? Eliza, asta trebuie să fie o greșeală. Nu e nicio greșeală. De ce consider o greșeală așa ceva? Nu pot să am un copil și nici de cum. Nu am cum să mă însor. Viața mea de acum începe. Știam ce planuri are, știam ce mentalitate are, dar sincer credeam că un copil o să-i schimbe puțin gândirea. Cel mai bine, mergem mâine la clinică, da? Ce să fac? Mergem la clinică, vorbim, cunosc un doctor, da, vorbim, e cel mai bun doctor care se poate ocupa nu de situația asta. Nu există așa ceva, Mihai. Trebuie să scăpăm de problemă. Nu există așa ceva, cum poți să... Eliza, dar cum ai putut să te gândești atât de departe? Nu înțeleg de ce ești atât de șocat și de ce ai starea asta. Și cum poți să gândești Eliza, așa ceva? Eliza, câți ani avem noi? 23 de ani, da? Da. Asta e problema noastră acum? Da, ok, e o problemă, dar e o problemă de care vom scăpa cu siguranță. Nu, dar cum să scapi? Dar cum poți să spui așa? Adică singura ta soluție aici e să scapi de copil, corect? E cea mai bună soluție la vârsta noastră. Doamne, eu am alte Mihai, planuri, deci chiar, tu ar trebui deci să te gândești la ceva. La reacția asta de la tine. Deci nu mă așteptam să mergi atât de departe. Dar cum poți să spui asta după un an de relație? După un an de relație asta nu e ceea ce mi-am dorit. Da? A fost vorba de distracție, distracție facem și atât. Mihai, mai nimic, gândește-te. Nu, deci pe bune, deci chiar nu mă așteptam, deci mâine, vorbesc serios, dar chiar ești nesimțit la chestia asta. Mâine mergi cu mine la clinică, plătesc tot, nu e vorba de bani, la mine nu se pune problema, plătesc tot și scăpăm de problemă. Mihai, nu merg la nicio clinică, ești nesimțit. Vrea, nu vrea, îi convine, nu-i convine, eu nu stau să cresc copii, eu nu stau să fac copii. Eu nu pot să fac ceea ce-mi cere el. Până la urmă, un copil e un dar de la Dumnezeu și rodul iubirii. Nu pot să fac ceea ce-mi cere. Nu vreau să concep asta, îmi pare rău, Eliza. Bine, eu nu Mihai, concep așa bine. Ceva. Știa ce vreau, știa ce îmi doresc, știa ce planuri am. E vina ei până la urmă că nu s-a protejat mai bine. Sunt dezamăgită de reacția lui. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că bărbatul pe care îl iubesc din tot sufletul o să aibă o asemenea reacție. Tata, am o problemă, trebuie să vorbim urgent, sunt într-o belea mare. Vin la tine la cabinet, da? Bine, hai că vin acum. Bine, tata, mulțumesc. Hai, pa, pa. Se pare că pentru Mihai, relația de un an cu Eliza nu a depășit stadiul de simplă distracție și după gândirea lui superficială, banii pot rezolva tot. În schimb, în cazul Elizei, lucrurile se complică și mai mult decât sunt deja. Conștientă că se află într-o situație limită, ea își caută refugiul la fratele ei, care i-a fost alături dintotdeauna. Iar cauți la toată fără programare, sor meu? Lasă-mă, că nu am chef. Că la mine timpul costă bani. Ți-am zis că nu am chef. Ce n-ai chef? Nu am chef de tatuaje și nu am chef de nimic. Ce cu tine? Nu vrei, nu pentru asta ai venit să te tatuezi? Nu, ce nu vrei am venit mai faci? Să mă tatuez, nu. Hai mă, cu bune. Nu, vrei să vezi ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Chiar vrei să vezi? Păi ce ești așa agitată? Ok, ți arăt. Te-ai tatuat în altă parte sau ce? Poftim, asta s-a întâmplat. Ce asta s-a întâmplat? Uite, asta s-a întâmplat. Am rămas însărcinată. Ce-i cu asta? Am rămas însărcinată cu cine? Mă întreb cu cine? Da, bă, păi, era întrebare. Cu cine, așa dacă știi că sunt cu Mihai. Sora mea mai vine așa ea, tamnesam. De obicei să-și facă câte un tatuaj, o inimioară, o vrăjeluță, un fluturaș. Am crezut acum că, na, având relația asta, vine să-i scriu, da, dragoste eternă pentru Mihai, inimioare, orice legat de ei doi. Și că încolo, uite dragostea lor.
Lui mama nu pot să-i spun, lui tata nici atât. Am venit și eu la frate mi-am crezut că primesc un sfat bun. Dar de unde? De bunuță! De bunuță! Nu dau nicio mânuță! A, de bună, să sărbă! Deci nu înțeleg cum poți să fii atât. Nu vrea copilul, păi, știi? Nu vrea copilul. Adică nu vrea copilul? Nu vrea copilul, uite așa, nu-l vrea. Nu-l vrea. Stai așa, că nu e bă, ca și cum ți-a dat o pereche de Adidas și ai purtat-o și o arunci după aia, nu, nu e... A, uite, el așa consideră. Eu chiar am crezut că mă iubește, da? Eu știu sentimentele lui pentru mine. I-am spus că sunt însărcinată, iar reacția lui n-a fost cum trebuie. A spus că îmi dă bani să nu și face programare la clinică. Asta a spus că face. Deci e clar, unul la mână, că el nu te iubește și eu ți-am spus asta de la început, să-ți vezi de treaba ta, să-ți cauți pe cineva ca lumea, nu pe el. Pentru că la el, banii fac orice. Cum te-a luat pe tine, el crede că pe tine te-a luat pentru bani. Nu cred. El... Și nu cred eu că el cu banii chiar face orice. Cu oricine. El nu, nu ta să o dau. Nu. Nu, el a spus că este prea tânăr și că el nu vrea să facă copil de acum și că suntem prea tineri, că el vrea să plece la studii și toate cele. Eu ce fac acum? Îmi spui ce fac acum? Ce fac eu acum în situația asta? Ce fac? Păi nu știu ce faci acum. Tu trebuia să știi ce făceai atunci. De ce nu te-ai protejat? Dacă el e bătut în cap și nu-l interesează, măcar tu trebuia să ai o precauție. Poate a fost o greșeală. Nu știu ce să zic. Un copil e o greșeală. Nu. Când bine, la el am înțeles că e o greșeală. Nu știu, nu am de unde să știu. Nu mă așteptam la prea multe de la Mihai. El provine dintr-o familie înstărită. Taică-s-o politician, familie de bani gata. Eram sigur că să rămâie doar o distracție pentru el. Deci eu sunt terminată, nu știu ce să fac, îl iubesc din tot sufletul pe Mihai, iar frate mi-și bate joc de mine. Ar trebui să vezi asta o chestie bună, de ce ești supărată. Te realiza pe viață. Cum o să ai tată, o să ai copil, o să ai casă, o să ai o familie bună. Uite așa scapi și tu de tata. Adică tu... Mă, dar de ce nu vezi partea bună? Din toată situația asta, tu doar asta vezi. Bă, dar de ce nu vezi partea bună a lucrurilor? Că tu o să scapi din casa aia. Pentru că nu vrea, nu poți să-i bag un copil pe gât pe care trebuie nu-l vrea. Trebuie să-l accepte nu pentru să tine. Nu o să mă ia de soție doar pentru copilul ăsta. Nu are cum. Dacă el nu vrea, nu vrea. Băi, pentru tine, ăsta e o rampă de lansare. Mereu am încercat să o ajut pe sora mea. Să scape din familia asta. Nici nu are rost să zic cum e familia mea. Dar uite că totuși s-a descurcat singură. Bravo ei. Frate-mi tot timpul se gândește numai la el. La combinațiile lui. Ce câștigă el pe spatele meu, dar niciodată nu se gândește și la mine. Nu există cum, omor copilul ăla, că așa vrea el? Pentru că nu-l vrea acum, poate îl vrea peste 5 ani, poate peste 10, nu-l vrea. El o să trebuiască să plătească pensii, o să trebuiască să te ia de nevastă cu jap. Eu ce fac? Rămân cu copilul ăla aici și am grijă singură de el? Ai o casă, ai un bărbat care trebuie să vină de la studii. Nu pot să am grijă singură de un copil, cu cine? Bă, dar te mai ajut eu, vedem, ne descurcăm. Nu poți tu, ai viața ta, de ce am venit la tine să-ți cer un sfat? Și tu tot ce îmi spui e că m-am realizat pe viață când eu sunt terminată cu un copil pe care iubitul meu nu-l vrea. Mă enervezi, nici nu știu sincer, zic sincer, nici nu știu de ce am venit, că mai mult mai stresat. Deci băi, mai mult mai stresat. Deci înțelege am venit că nu rămâne așa, el va accepta copilul și va fi ție bine. Nu, am venit la tine să cer un sfat și efectiv îmi spui cu totul altceva. Deci chiar nu mai vreau să te aud. Damian era ultima speranță a Elizei că va găsi o soluție pentru situația în care se află. Prea tânără pentru a fi mămică, dar mai ales singură, fără ajutorul mamei și cu un tată alcoolic, ea va trebui să ia o decizie de una singură. Oare cum va proceda în continuare? Nu știm încă decât că au trecut niște zile foarte complicate pentru Eliza, timp în care au cuprins-o tristețea și gândurile apăsătoare, dar până la un moment dat, când o speranță i-a încolțit în suflet. Oare de ce a revenit Mihai și cu ce vești? Când m-a sunat și mi-a zis că e în fața blocului, eram sigură că îmi dă o șansă. Scuză-mă că nu te-am chemat în casă, dar eram cu treabă, cu da, mai multe. Stai liniștită, nu e o problemă. Ce ai? Te-ai răzgândit? Nu chiar. Am venit să zic că nu am avut intenția de a-mi bate joc de tine sau ceva. Nu vreau niciodată să crezi asta despre mine. Da, eu sunt, știi ce fel de om sunt, știi din ce familie vin, nu am fost crescut așa. Vreau să știi că am venit să-ți ofer o soluție, da? Ca să putem să terminăm cu problema. Da? Păi și înseamnă că te-ai răzgândit. Nu m-am răzgândit, ba din contră. Haide, zi că te-ai răzgândit.
Nu, nu, încetează cu asta. Te-ai gândit mai bine. M-am gândit mai și bine. Și vrei să avem o familie. Și nu, de fapt, vreau să iei tu ăștia. Ce da? Cu ăștia? Asta e suma necesară. Pentru ce? Asta e suma necesară ca să rezolvăm problema. Uite, îți dau aici și cartea de vizită a domnului doctor. E cea mai bună clinică, cel mai bun doctor. Am discutat cu dumnealui deja problema. Cu cât amâni mai mult, cu atât îți faci mai rău ție, da? Și problema se va rezolva mult mai greu. Tata m-a învățat pe mine o regulă. Banii și puterea cumpără tot pe lumea asta. Așa vrea el să mă ajute pe mine? Cu banii ăștia crede el că se rezolvă totul? Eu n-am nevoie de banii ăștia. Nu, Eliza, trebuie să facem asta. Nu am nevoie de banii ăștia, o să mă descurc singură și o să-mi cresc copilul singură. Eu n-am nevoie de banii ăștia. Dacă tu ai venit până aici ca să-mi dai mie banii ăștia, în loc să... Nu am nevoie de ei, te rog frumos să iei. Nu, te rog frumos să iei, că eu îmi fac datoria. Nu am nevoie de ei, nici de doctorul tău. Nu am nevoie de nimeni, te rog frumos să iei banii. Tu lasă-i pe ăștia și mai gândește-te, da? Nu, mai gândești, trebuia să te mai gândești tu. Trebuia să te mai gândești tu, da? Nu eu. Ești hotărâtă. Te duci și vorbești eu cu m-am gândit doctor. Și știi foarte bine decizia mea. Te rog frumos să-ți iei banii înapoi. Nu, nu vreau să aud așa Mihai, ceva. Ia-ți banii înapoi. Tu ia-ți, gândește-te și mai vedem după. Mihai, nu am nevoie de banii tăi. Nu, nu vreau nu să pentru aud. Asta. Eu nu am nevoie pentru asta. Nu, îmi pare rău. Te rog frumos, asta este bani. Rezolvarea situației. Te rog frumos să-ți iei bani. Ce avem noi aici? Oh. Nu. Ce frumos. Faceți, bă, dragilu' tata? Ia, te rog, bă, frumos, înalt ca bradu, fratele, ce faci, copile? Să trăiți. Hai, doamne, ajută. Tată, de du-te eu, în casă, tată, nu, du-te. Tu faci, bă, când ar treabă tată, cu tine. Tată, du-te ce în faci, casă. Bă, dragul tată? Ia uite, înalt ca bradu, frumos, așa. Iază, cum viața? Bună, e bună viața. Bine ceva? Nu dau că sunt cu mașina, până vreau. Hai, sunt. Din ablă, mergi și tu două guri acolo, mai probleme. Tata, du-te în casă, că mă tu faci de rău. Tu stai, facă sămii cu măta, du-te la de ciocăritoare. Când l-am văzut pe tata și am văzut în ce situație este, am simțit că îmi fuge pământul de sub picioare. Cum să vină fix în momentul ăsta? Tasul alcoolic, o sărăcie de familie și eu ce sunt? Sunt prostul care a ajuns să o salveze pe Eliza. Care-i treaba? Ce treabă? Mai scârțiți mult ușa când nunta. Ce nuntă? Tata, te rog, eu taci și du-te în casă, te rog din suflet. Nu ai treabă, zici și ca în lăutari. Nu mi-e lăsați cu lăutari. Știi cum joacă așa moldovinești? Nu e vorba despre asta. Tata, te rog, eu pleacă, cât du-te de aici. Cât tași, fătii cu măta? Știi, joci moldovinești, nu? Nu e, nu-i vorba de asta. Ia, prinde așa cu vine, iauzi. Nu, stați ușor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, iauzi. Tata, pleacă. Haideți pe trotuar. Tata, pleacă că mă faci nervos. Cum vrei să mă duc, fă nebună? Haideți să vă duc... Toată Dumnezeu ăsta! Pe Tasu l-am ridicat din bun simț, dar pe mai departe știu eu ce am de făcut. Tata m-a făcut praf. În momentul ăsta el a distrus tot. Ia bă, uite, mi-a zis nebună asta. Da, nebună e cam însă, dar faci gospodin, faci mâncare, cu bun. Lăsați, să vă însurați așa, lăsați, eu sunt de acord. Ești de acord. Nu, nu, că nu e problemă. Faceți un copil, ca să-mi dați mie ocupație, că dacă stau cu sticla asta în mână, dau ficatul la căini. Nu, nu, lăsați, că e timp de copii mai încolo. Mai gine, prim căruțul, așa, știi? Hai, că rămâneți cu ochiul sus și... Dar pun pustica în căruți, cu un furtun. Ușor, ușor, și sus, să vezi ușor, hai de bătrâneță, hai de grele. Așa, ușor, cât o scară. Lasă ca să vezi cum urcă cu copilul, cu să-ți vezi. Lăsați, că e timp să urcași cu copilul, ușor, ușor. Ui, chiar nu-i treabă. A gândit-o prost rău de tot. Eu cu ea nu o să mai întreabă în vecii vecilor. Sincer, după cum l-a văzut pe tata, e și normal să gândească așa. Acum nu cred că mai am cum să-i schimb gândirea. Într-adevăr, apariția lui Mihai nu a făcut decât să înrăutățească situația Elizei, deși ea nu poate fi judecată după greșelile și comportamentul inadecvat al tatălui ei, nu? Tu cu mine ai terminat-o! Nu cred că e în considerare ce a zis nemernicul ăsta. Tată, eu cu ea am mers doar pe distracție, pe ideea de distracție și atât. I-am spus de la început și știa în ce se bagă. Hei, tu mă iubești pe mine? Bineînțeles. Gândește-te că poate asta e prima și ultima dată când ai șansa asta. Hai să-i dăm 20.000. Eu servici nu am. Încă sunt la facultate. Nu am terminat facultate. Ce o să fac? O să mă duc cu burta la gură la facultate? Tată, ți-am spus că nu e vina mea. Bă, băiatule, spune-mi ce mai băgat. Asta e vrut, da? Pentru asta m-ai folosit, nu? Băi, n-o să rămână așa, vă jur! Decizia pe care am luat-o, o punem în aplicare.
Din păcate, Mihai l-a cunoscut pe Marian într-o postură jenantă și degradantă, care nu-l onorează nici ca bărbat, cu atât mai puțin ca tată. Date fiind circumstanțele, oare Eliza mai are vreo șansă de a continua în vreun fel relația cu băiatul nostru de bancata? Asta e vreo, da? Pentru ce? Asta m-ai folosit, nu? Pentru ce, Mihai? Pentru asta am ajuns noi să fim împreună. Pentru asta te-ai ținut de mine un an de zile. Stai, măi, de ce țipi? Ca să mă folosești. Uite în ce hal ești, uite în ce hal trăiești, cu bețivul de taică tu am ajuns și eu să-l ridic de pe străzi, să-l iau din șanț. Mihai, nu-l lua chiar așa. Cum să n-o iau? Cum să n-o iau, Eliza? Mi-ai întrătit tu copil, te-ai folosit de mine, de banii mei, de poziția mea în societate, ca să ce? Ca să ce? Ca să te folosești de mine, Mihai, ca să scap din sărăcia asta. Mihai, asta, nu e adevărat. Nu e adevărat? Nu, nu e adevărat. Nu e adevărat tot ce mi-ai spus și tot ce ai făcut până acum. Nu înțeleg de unde ai ajuns la concluzia asta. De unde am ajuns? Din faptele care au vorbit singure. Tu nu trebuia să-mi spui nimic. Mihai, da? Nu o lua chiar așa. Cum să n-o iau? Dar nu este adevărat. Nu vreau să mai aud nimic. Ce mă fac eu în situația asta? Încotro apuc. Pentru mine, Eliza, a fost o distracție și atât. E fix treaba aia ce faci mai departe. Nu m-am gândit nici o secundă la chestia asta. Dar la ce te-ai gândit tu? La ce te-ai gândit? Că ce? Te iubești și că pur și simplu iubește, am o relație frumoasă, Eliza, cu tine, Mihai, nu relație exagera. Relație frumoasă cu mine, cu banii mei, poate. Mihai, cu banii am mei, avut o relație nu? frumoasă, nu mai exagera. N-am avut nicio relație, asta nu se poate numi relația, asta e folosire. Ai ajuns tu după un an de zile la concluzia asta. Am ajuns la concluzia după asta? După un an de zile, că l-ai văzut odată pe tata, așa, nu? L-am văzut odată, du-te și adună-l pe taică-tu de pe scări sau de pe unde o mai fi picat, că imaginile au vorbit de la sine. Și eu da, l-ai văzut pe tata și ai ajuns tu la concluzia că te-am folosit eu un an de zile, nu? Da, când ți-am asta dat, e. Da, când ți-am dovedit, nu, lasă-l pe tata. Spune și mie când ți-am dovedit eu odată într-un an de zile că m-am folosit de tine. Când mi-ai trântit un copil, când m-ai amețit bine, da, mi-ai trântit un copil care nu se știe dacă e al meu. Bine. Care nu se știe, ține bine minte ce spun, care nu se știe chestii, dacă nu? E al meu. Aha. Tu ține bine de banii ăia. Mă jinești pe față, practic. Tu ține bine de banii, ascultă la mine, ține bine de banii ăia, du-te la doctor cum am vorbit și pe mine să mă lași în pace. Eu nu mai vreau să te văd. Eu n-am făcut nimic intenționat, n-am premeditat absolut nimic din situația asta. Pur și simplu, așa s-a întâmplat. În genunchi să vină după mine, că eu nu mai mă uit la ea. Tu cu mine ai terminat-o! Nu mai țipa, Mihai, că nu e așa! Ce să nu mai țip? Dă-te de pe mașină, hai! Dă-te că murdărești mașina! Hai mă, Mihai, haide, stai! Haide mă, lasă-mă în pace! Mihai, dar nu o luat chiar așa! Hai mă, lasă-mă! Mihai, să nu te mai văd! Ascultă-mă! Du-te după tactu! Mihai, ascultă-mă! Nu mă umple! Că nu știu ce fac, du-te după bețivul de tactu și lasă-mă în pace. Du-te cu familia ta și cu toți. Mihai, nu mai țipa. Haide mă, Eliza, lasă-mă în pace. Câtă umilință suportă Eliza din cauza lui Mihai, care dovedește pe deplin că nu este capabil să iubească. Ba mai mult, el profită de incidentul cu Marian ca să-și justifice o dată în plus despărțirea de ea. Ce mai rămâne de făcut acum? Se duce Eliza acasă unde o așteaptă tatăl ei beat? Se pare că nu vrea și simte nevoia mai mult decât oricând să vorbească cu mama ei. Așadar îi face o vizită la serviciu. Ce faci, mamă? Ce să fac, cu treabă faci? Dar cu tine? De ce ai venit iar la mine? Ce-i cu fața asta lungă? Nimic, mamă. Păi, poți să-mi spui tu că nimic. Eu te cunosc. Ce-i? Te-a bătut taică? Tu, uite, ești plânsă. Nu, mamă, nu m-a bătut. Are legătură cu el, dar nu m-a bătut. De ce a făcut? Te-a făcut de râs în bloc. Te-a căzut iar. Mai rău, mamă, mai rău. M-a făcut de râs în fața lui Mihai. Îl crăp, mă, dacă s-a... În ce fel te-a făcut de râs? M-a făcut de râs, mama. A venit beat mort și a căzut. A stat Mihai să-l ridice, să-l ducă sus, să își revină. Pur și simplu am simțit că intru în pământ de rușine, mama. Păi să-ți spun un lucru. Tu crezi că Mihai ăsta te iubește, mă? Tu crezi că te respectă? Îți repet, mă, nu știu câta oară. Aoleu, mama, chiar impresia că te place. M-ai nebunit cu întrebarea asta. Păi de ce să fac? Asta e adevărul. Nu l-a plăcut pe Mihai de când i-am zis de el. Dar asta din cauza că nu suportă ea bogații. Eu n-am mai suportat. După 25 de ani de teroare, de bătăi și scandaluri, mi-am luat tălpășița și am plecat. Bine, eu nu de asta am venit. Tu când vii acasă? Lasă că eu nu vin acasă. Lasă-l pe Mihai. Lasă-l că ți-am zis și ți reiterez. Lasă-l pe Mihai. Că e bogat și bogații nu se uită la săraci. Numai în filme vezi așa ceva. Ești tu sigură, mamă? Da, sunt foarte sigură.
Da, de-aia se agită tot timpul, de-aia, uite, l-a ajutat pe tata. Putea să zic că el nu se atinge. L-a ajutat de cum prezență? Hai, lasă-mă. Ai, că, mamă, că exagerezi. Dai seama că și tu, dacă vedeai pe cineva căzut, și tu îl ridicai. Exagerezi, deja, da? Mamă. Mamă. Poți să ai tu 10 facultăți, degeaba faci tu facultate, degeaba ești prima, degeaba înveți în continuu. Un om ca el doar se distrează cu tine. Ești tânără, ți-am zis, ești frumoasă. De-aia, el numai pentru distracție te vrea. Nu să-ți se căsătorească omul ăsta vreodată cu tine. Să-ți piară chestia asta din cap. Că înțelege, deja te duci prea departe. Copilul înțelege, lasă-l și fă-ți viața cu un băiat de teapa ta. Că și eu vreau să-mi refac viața, să știi. Știu. Mulți mă judecă pentru că mi-am lăsat copiii. Dar n-am mai putut să stau. Efectiv, n-am mai putut. De-aia nu vii acasă. De-aia nu vin acasă și nu o să vin niciodată. Că tu nu știi ce am îndurat eu de la taică tu. V-am ferit de multe ori. Nu v-am expus. Dar nu mai bea, nu mai scandal și nu mai panorama. Deci eu nu pot să mă mai întorc la omul ăla. Poate înțelegi? Se schimbă. Ce se schimbă? Nu bea o zi, da, promisiuni, hai că mă schimb. Și după aia 10 ei târâși pe jos. Hai să fim serios, nu pot. Deci eu la taică tu nu pot. Și pleacă și tu cât de repede poți. Caută-ți pe cineva de teapa ta, un băiat bun, cu studii ca și tine, dar să fie de teapa ta, să nu fie ce mi-ai zis tu, băiat de politician. Mihai poate să-mi asigure viitorul ăsta. Ce să-ți asigure, mă? Uită-te tu încoa la mine că ăsta nu se va căsători cu tine în veci. Înțelege, copilule. Înțelege și nu, acasă eu nu vin niciodată. Hai, mamă, eu vreau să știu când vii acasă și fratii mi-o întreabă, vrem și noi să știm când vii acasă. Nu vreau, i-am spus și lui că eu acasă nu mai întorc, gata. Ați crescut mare, aveți 20 ceva de ani. Mâine, poi mine, vă căsătoriți. Eu nu mai am ce căuta acasă. Am stat mai mult pentru voi. Mi-e milă de fiica mea că a rămas în casă cu taică-su. Nu are ce să vadă la el. Doar beție. Trebuie să plece și ea, să-și găsească pe altcineva, să plece într-o lume mai bună. Sunt disperată. Nu știu ce să fac. Tata e cum e, mama nu mi-a întins nicio mână de ajutor, frate mi-e cu treburile lui. Chiar nu știu încotro să o iau. Nu știu ce să fac. Nu mă chemați acasă, nu mă chemați în iadul ăla. Pleacă și tu cât mai repede poți de acolo. Măi, mama, ai că exagerez. Nu se îmbată și el acum zi de zi. Nu stă bea 24 Eliza. Din 24. Eliza, tu nu știi ce am îndurat eu. Câte bătăi a rupt scaunul cu mine, de mine. Tu abar nu ai câte bătăi am îndurat eu. Eram plină de vânătăi. Tu ai putea să înduri așa? N-aș putea, dar omul se mai schimbă, mai... Nu știu, nici tu nu vrei să încerci, nici tu nu vrei să dai încerc, deci încă o șansă. Omul ăsta nu mai este de încercat, ce șansă să-i mai dau. Am și eu dreptul la viață, copilule. Am și pe mine și pe tatăl meu ne lasă să stăm acolo, nu? Și tu nu mai vii. Nu mai stați, am zis, pleacă, nu mai sta. Unde să mă duc, mamă? Fratele meu de bine de rău e cu salonul, cu treburile lui. Nu, e servitoarea lui. Cum nu, sunt, dar mă tratează ca pe una. Lasă-l pe Mihai, lasă-l pe... Uită-l. Du-te și mamă, lasă-mă cu Mihai. Deci lasă-mă cu Mihai. Nu, eu am venit aici să te întreb când vii acasă. Nu, că nu vrei să înțelegi. Hai, gata, numai că nu mă ține patronul să stau la taclare. Vic de 10 ori pe zi, gata, lasă-mă. Da, bine, mamă, mersi. Lasă-mă. Mă așteptam să mă pot baza pe ea, pentru că este mama. Și să pot să prind curaj să-i spun ce aveam de fapt de spus. Dar, din păcate, n-am reușit. Lia a trăit un calvar lângă Marian, dar a rezistat și a îndurat toată nefericirea pentru copiii pe care i-a crescut, cum a știut ea mai bine. Acum că s-a maturizat, Eliza a sperat să își poată construi și ea o viață. Însă, din păcate, a mizat pe cine nu trebuia. Toate drumurile i s-au închis Elizei și ne întrebăm, oare ce hotărâre va lua ea până la urmă? Sau poate nu este singură așa cum crede ea? Ce vă măsură? Ce vorbi acolo? Ce-am vorbit? Uite ce-am vorbit. Ce-s cu ea? Banii pentru a nu mai exista copil. Cum adică? Cu un sweetie, mește asunt. Ce-s cu banii, mă, că n-am înțeles cum adică să nu existe copilul? A venit și mi-a dat bani. Să ce? Cum sunt? Să renunț la sarcină. Greșeala vieții ei ar fi. Și greșeala vieții mele dacă aș lăsa-o să facă asta. Dacă n-am niciun sprijin din partea nimănui, altă variantă chiar nu am. Tu ce ai de gând să faci? Nu cred că e în considerare ce a zis nemernicul ăsta. Are dreptate. Băi, termină-te, mă, cu vorbele astea. Băi, tu îți dai seama că e o cruzime ce faci tu? O cruzime? Păi, cruzime? Băi, tu nu ești conștientă, sor meu, ucizi un copil.
Nu, am 23 de ani și poate că în sinea lui are și el dreptate. Eu servici nu am. Încă sunt la facultate. Nu am terminat facultatea. Ce o să fac? O să mă duc cu burta la gură la facultate? O să mă întrebe... Nu știu, îngheți și tu anul, nu știu cum se procedează. Nu, nu există așa ceva. Nu, am și eu un viitor și gândește-te că până la urmă copilul ăsta, practic, într-adevăr, îmi încheie oarecum viitorul, da? Mai ales când am și eu anumite planuri de viitor. Indiferent de situația pe care o avem, da? De-aia fac o facultate. Ca să-mi fac și eu o carieră, ca să-mi fac și eu un viitor. Într-adevăr, dacă o să fac un copil, ce o să fac? Ce o să fac mai întâi? Ori, automat, dacă am făcut copilul, cred că nu mai termin facultatea, nu? Ce o să fac? Zi-mi ce o să fac! Bă, nu pot nu înțelege, știu, nu, okay înțelege că faci. Asta este soluția. Bă, nu asta e o soluție. Bă, ba da, o să mă duc mâine cu el, că mi-a făcut programare, ba da. Bă, nu mă interesează ce a făcut ăla. Copilul ăla trebuie să trăiască, tu asta trebuie să înțelegi. Și asta nu rămâne așa. Eu înțeleg că tu suferi și toate chestiile astea și tu vrei să scapi de toate deodată, să ții de o grijă, dar nu rămâne așa, crede-mă. Nu vreau să scap de toate deodată, pur și simplu am încercat să dau o șansă la bun, asta. Ok, hai să o luăm altfel. Ai încercat tu, momentan, să vorbești cu el. Ăsta n-a înțeles că e bătut în cap, că atâta poate, n-am ce să-i cer. Dar îți garantez că voi vorbi eu cu el. Și o să lămuresc toată treaba asta și va accepta. Nu știu sincer ce încearcă el să facă, dar îl las să încerce. Băi, tu trebuie să înțelegi că tu, ca sora mea, pe tine nu te ia nimeni în râs cu așa ceva. Da? Nu-i vorba neapărat de bani. Dar copilul ăla, înțeleg, nu are tată, că nici nu mi-aș dori, cred că, să fie tată la copilul tău un dement ca ăla, care el, uite, cu ația bani, el refuză copilul. Nu, dar îi va oferi o casă, da? Un viitor lui, poate nu ție, că nu se gândește la tine, dar să țină cont de copil, atâta, da? Și tu să fii la locul tău. Poate îți vei găsi și tu vreun bărbat vreodată. Poate să fie mai greu, într-adevăr, că ai un copil. Bă, dar aveți casa voastră, aveți unde să stați, unde să dormiți. Tu asta trebuie să te gândești. De ce să faci chestia asta? Pentru că așa e altunalul ăla, îți dă 20 de milioane la mișo sau cât ți-a dat eu acolo. Eu aici nu rămân cu acest copil. Și dacă păi este să fac eu în casa asta, nu rămân. Tocmai asta ți explic, Eliza, tu nu înțelegi. O să cupe ăla, trebuie să-ți dea, o să-i dea un loc unde să stea copilul lui. Și tu, ca mamă, vei sta normal cu el. Tu asta trebuie să înțelegi, că copilul ăla trebuie crescut. El nu se implică treaba lui, dar vă plăti o pensie alimentară, da? Tu nu trebuie să faci că lui el s-a spălat pe mâini, că și-a făcut de cap cu tine și atât. Tu asta trebuie să înțelegi. Și că n-a înțeles de la tine, îți garantez eu că va înțelege de la mine. A intrat în panică și înțeleg că ea abia acum a realizat că ăla și-a bătut joc de ea. Gândește-te că poate asta e prima și ultima dată când ai șansa asta. Poate după aia nu vei mai avea șansa. Ce o să faci pe viitor? Vei plânge în pumn că nu mai ai pe cine legăna? Bă, că-ți mințile bine în cap, bă, sorul meu. Bă, uite-te la mine în ochii mei și spune că nu faci prostia asta. Bă, uite-te în ochii mei și spune-mi asta. Ok. Ok, ce? Nu o să o fac. Bun. Iar cu ăsta tău, îți garantez eu că o să fie cum zic eu. Pentru că își iubește atât de mult sora, Damian nu se poate împăca cu ideea că ea suferă și riscă să își rateze viitorul și nici nu poate permite ca nepoțelul lui să fie un orfan lovit de soartă. Consideră mai degrabă că Mihai ar trebui să devină responsabil pentru faptele lui, drept pentru care nici nu mai așteaptă ziua următoare că îl vedem însoțit de Eliza în fața vilei Comănescu. Auzi, eu m-am gândit mai bine, nu vreau să merg. Bă, uite-l, mă, hai la el să vorbim. Nu, uite, l-a ajuns acasă, du-te tu. Păi știi unde-i poarta? Bă, nu vin, nu, rămân aici. Bă, cum să numești? Să nu, rămân aici. Cu tine că nu, tot. Du-te tu dacă vrei să rezolvi ceva, eu rămân aici. Bă, de ce ți-e frică de el, mă, că nu înțeleg? Ce poate să facă omul ăla? Nu vreau să dau ochii cu el. Știu foarte bine ce mi-a făcut atunci în fața blocului. Bă, m-a știut tot cartierul. Acum nu ești singură, mergi cu mine și vorbești. Nu merg. Stăm. Și ăla se duce în casă. Hai acum că te iei la mașină. Ies înapoi. Nu merg. Hai să vorbim. Nu merg, nu mă mai obliga că nu merg. Bă, de ce mă pui în situații de astea, sorul? Hai te rog, nu, am crezut că am curaj, am crezut că nu merg, nu mă mai obliga că nu merg. Bă, ce mă disper când trebuie să fac eu mereu toată treaba. Am mari emoții. Niciodată nu mi-a fost așa frică. Oamenii ăștia chiar sunt periculoși. Sora mea e lașă, la fel ca mama. În loc să-i fi ținut pieptul tata, ea a plecat. Ieși, mă, afară, mă! Ieși, mă, afară, că spar poarta! Bă, n-auzi, bă!
ce mă, cu circul ăsta? Ce, unde crezi? La ușa cortului, la tine acasă, să bați în halul ăsta? Băi, băiatule, eu am venit că am o problemă mare cu tine. Ți-a cam plăcut să te joci cu sora mea, dar văd că să-ți asumi copilul, nu ești în stare, nu? Ce să mă joc, mă, cu sorta? Care e problema? Băi, ai lăsat-o gravidă, băi. Eu am lăsat-o gravidă, dar ce-i copilul meu? Nu, mă, lăsat-o unul așa, de apogoră de încer. E problema ei cu cine s-a... Am venit să-mi fac dreptate. Iar dreptatea nu se face mereu cu banul. Mi-e foarte frică pentru fratele meu acum. Sper din suflet să nu pățească ceva. Vezi că treaba nu rămâne așa. Ai înțeles? Ori o iei de nevastă, ori nu știu cum reacționezi, crede-mă. Deci tu trebuie să o legi cu sora mea. Da? Ce să le mă cu sora ta? Nu există așa ceva. Da, eu când zic un lucru, mă asculți. Sora mea nu o să crească fără tată. Da? Că jur că dacă voi faceți cu mine cinci de ăsta, eu îți dărâm gardul ăsta pe tine și tot ia de aici. Mă, ia dărâmă, mă. Hai, hai dacă ai tu pe o dărâmă. Da? Că n-am pus eu pe sorta să facă nimic, da? Din ce nu trebuie. Eu nu pot să las lucrurile așa. Mai ales că e vorba de sora mea. Ce tupeu ordinar să vină la mine la poartă să mă tragă la răspundere pentru ce a făcut sorsa. Băi, te joci cu focul, băiatule. Bă, vezi să nu te arzi, că e rău. E rău tare e rău? Pentru tine, e rău crede-mă. Cum s-a ars sorta, e rău. Bă, s-a ars, Bă, s-a ars, ai ars-o tu, bă! Eu am ars-o. Da, și ai făcut un copil și acum nu ți-l asumi. De unde știi că e copilul meu? Bă, cum să zici, bă, dar tu zici de sora... Ce, vorbești cumva de sora mea, că umblă pe la alții sau cum, ce e cu sora mea? E problema e ce face când nu e cu mine, da? Revine-o-ți un pic în minte și stai și gândește acțiunile pe care le-a făcut. Ce acțiuni, mă, care le-a făcut cu tine, tu cu ești mine. Conștient. Bă, tu ai lăsat-o gravidă, mă. Eu am lăsat-o gravidă. Să vină cu test de paternitate, să vii cu test de paternitate la mine. Să vii cu test de paternitate la mine. Ce e aici, mă? Ce e aici? Mințile în cap. Cine ești tu, mă? Ce e aici, mă? Ce se întâmplă aici? Explică ce se întâmplă. Cumnatul lui. Care ce cumnat? Care cumnat? Ce cumnat? Ce cauți tu aici? Pregătiți-vă zestrele că o să fiți socru, tată socru. Ce să fiu, mă? Socru ai să fii. De unde până unde? De unde? Bă, uite ăsta tău, băiatul ăsta tău, umblă pe unde nu trebuie și lasă copii. Ce las pe care copii, nu și mai asumă. Ce las copii, mă, că n-am lăsat niciun copil. Bă, știu eu cu cine a umblat soarta, mă? Bă, ia taci, mă. De ce ai venit tu să faci scandal la mine la ușă? La ușă, spune și mie. Că nu-și asumă copilul. Ce nu-și asumă? Cine ce nu-și asumă? Îndrălău ăsta tău, că îi place să se distreze cu fete. Și eu cu mic și vezi cum vorbești. Adevărat. Așchianu sare departe de trunchi. Cum e fiso, așa e și taso. Fimiu? Să fie tată la 23 de ani? De la vârsta asta așa de fragedă? Eu am planuri mari cu el. Ai rezolvat problema care am vorbit-o? Da, tată, am rezolvat, i-am dat bani, i-am dat tot ce am avut nevoie. Nu știu ce mai vrea de la noi, eu i-am spus de la început. Bă, tu vrei să chem paza, să te arunde, vrei să chem poliția? Ce face atâta scandal aici? Bă, da, impresia că e sora mea, e vreo cârpă de cumpărat. Nu știu cine e sora ta și nu mă interesează. Uite, viitoarea noră a ta. Viitoarea noră e în capul tău, nu știu despre ce vorbești. Vezi că are un copil cu ea? Cine să aibă, mă, copil? Uite băiatul ăsta tău. Nu mai are, mă, s-a rezolvat problema. Ce s-a rezolvat? Dar cine a zis că s-a rezolvat? Că ai dat trei fiturii? Da, s-a rezolvat. Ce s-a rezolvat, mă, 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 cu niște bani, mă? Ce, mă, nu-ți ajung ăștia? Vrei să-ți mai dau? Zi, zi cât mai ai nevoie, zi. Zi, ia, ți ajung ăștia? Zi. Nu voi vă bate joc de mine, mă? Bă, tu ești nesimțit. Eu știu cum să-l stor de bani. Eu nu mă mulțumesc cu mărunțiș. Nu pot să cred ce tupeu au unii oameni. Vin la mine cu mizerii ca să mă șantajeze. S-a pus cu cine nu trebuie și o să plătească. O să am eu grijă. Băi! Ia cheamă paza, mă. Cheamă paza. Bă, nu mă, nu e normal. Așa ceva ca la ușa cortului. Ia-și banii ăștia și du-te. Hai, și lasă-mă. Hai. Băi! N-o să rămână așa, vă jur! O să am eu grijă de oamenii ăștia să nu ne mai încurce viitorul. Tată, ți-am spus că nu e vina mea. Bă, băiatule, spune-mi în ce m-ai băgat. Tată, ți-am spus ce au făcut, da? Ce mi-ai spus, ți-am mă, ce mi-ai spus? Ți-am spus de la început, ți-am spus că am rezolvat problema, tată. Bă, băiatule, în ce băielele mă bași tu pe mine? În ce băielele m-ai băgat tu acum? Explică-mi și mie, ce-i cu nebunul ăla care urlă ca descreierat în fața porții? Despre ce e vorba? Parcă mi-ai spus că ai rezolvat o problemă, acum a apărut alta sau e aceeași? Nu, ți-am spus că am rezolvat-o, i-am dat banii și vrea din ce în ce mai mulți bani. Nu vezi ce a început să facă, nu vezi ce joc face cu noi? Bă, băiatule, dar eu cred că tu crești și crești doar în înălțime. Mintea ta rămâne la același nivel. Cum, Doamne iartă-mă, orice pufă, orice intră la tine în pat, iese cu probleme. Cât să te mai scot din câte probleme să te mai scot, bă, băiatule? Măi, tată, înțelege că încă n-am certitudinea că e copilul meu. Ea ne-a văzut pe noi, o familie cu poziție financiară, da?
Păi mă auzi ce vorbesc, tată, și pentru că ce, nu ce am certitudinea, tată, nu știu dacă e copilul meu ăla. Eu nu pot să fiu văzut în situații înjositoare, în situații de genul acesta. Pentru că am o imagine și imaginea mea nu trebuie să fie pătată. Tu îți dai seama în ce mă bași tu pe mine? În situația în care sunt eu acum, e tot ce-mi trebuie mie un scandal de ăsta. Mediatic ar fi ultima bomboană de pe colivă. Nu, tată, deci părerea mea e următoarea. Folosește tot ce ai tu mai bun, folosește-ți oamenii, trage niște sfor, fă ceva tot să eu. Scăpăm, fă ceva să scăpăm din beleaua tot asta. Tot eu, mă. Tot eu. Până când să te scol din belelele astea? Tu nu ești în stare, mă, să ieși singur din belele, să nu intri. Nu să ieși, să nu intri. Că nu te-am băgat eu, te bați singur. Te lauzi de alta, te afunzi în alta. Cât să mai apelezi la cunoștințe, la relații, cât? Tu nu-ți dai seama ce îmi faci mie, tu îți dai seama ce ne faci nouă și inclusiv ție. Pe mine și pe tata nu o să ne facă nimeni de râs. Eu sunt dispus să le dau oricât, doar să le închid gura. Tată, eu cu ea am mers doar pe distracție, pe ideea de distracție și atât. I-am spus de la început și știam ce se bagă. Mm-hmm. Și uite ce distracție mișto avem la noi în casă. Păi îți dai seama că dacă se află chestia asta, m-am nenorocit. Acolo sus la senat, la guvern, la unde vrei tu, cum vrei tu să o iei, dacă se află, eu m-am nenorocit și implicit și tu. Înțelegi? Tată, crede-mă, la tine e puterea. Tu ai pâinea și cuțitul. Rezolvă tot, șterge de pe fața pământului. Atât am nevoie să-ți mai cer. Bine, văd eu ce știu eu ce am de făcut, dar sper să fie ultima oară. Măi, Mihăiță dragă, cu banii lui tăticu și poziția lui care nu trebuie pătată de niciun conflict, se face că dispar problemele din viața voastră fără să vă asumați nimic. Păi, e corect așa, cât despre Damian, el nu a putut rezolva problema Elizei așa cum spera, în schimb și-a încasat și el porția de umilință. Eliza! Eliza! Nu mai țipa! Ce faci, mă? Te-ai ascuns? Nu m-am ascuns. Hai să mergem. Păi, de ce te-ai ascuns? Era frică de ăștia? Haide, măi, să mergem. Tu n-ai văzut cum a reacționat, tu n-ai văzut cum a făcut. Băi, o rezolv eu cu asta, pentru că eu nu permit. Băi, eu hai nici să nu mergem, venea... că mi-e frică să nu cheme ăștia pe nu cineva. Nu cheamă, mă, pe nimeni. Termină-te cu de ăștia. Eu nu știu cum a fost ăla în stare, mă, să mă umilească pe mine, să-mi scoată bani. Am văzut. Tocmai, haide te rog eu să mergem, că nu vreau să vină ăștia peste noi, să cheme ăștia pe cineva să vină peste noi. Haide. Fricoasă tare e sora mea. Dar un singur lucru trebuie să știe. Cât timp exist eu, nu trebuie să-i fie frică de nimic pe lume. Trebuie să ne oprim. Trebuia cel mai bine să iau banii pe care mi-a dat Mihai și rezolvam problema. Tu nu știi oamenii ăștia de ce sunt în stare. Ăștia au putere și fac orice, mi se întâmplă mie ceva, ți se întâmplă ție ceva. Crezi că știe cineva dacă pun ăștia mâna pe noi? Păi, termină-te, bă, ai văzut prea multe. Hai, mă, nu, pe bune, haide să mergem. Te rog eu, haide să mergem, că nu vreau să iasă să ne vadă aici. Nu mi-a fost frică în viața mea de nimeni, dar păi de ăștia doi tilicari. Bă, crezi că dacă au bani pot să cumpere orice? Ha? Termină-te. După cum vezi, da, bă, haide. Băi, termină-te, crede-mă că nu rămâne treaba așa. Îți jur eu. Bine, haide, te rog eu de să mergem. De fapt, asta e așa, cam o idee. Haide, mă, te rog eu să mergem, lasă telefonul. Vreau să plec mai repede de aici. Haide, mă, că dă ăsta peste mine cu mașina. Nu, dă, mă, nimeni, termină-te. Hai, mă, că l-a repetat și ăștia, să mă minte, ce faci, termici, mă. Ce tu fac cu chestii? Haide, mă, că taxul-i senator și faci orice. Băi, lasă-mă o leacă, că vorbesc la telefon. Bine, dar hai să mergem de aici, te rog eu să nu ne mai vadă. Băi, fii atent, știi că eu cu tine am avut niște chestii, te-am scăpat de atâtea ori de belele, ai avut bază în mine. Am și frate, am nevoie de tine neapărat. Știu că ai legături cu... Băi, lasă-mă, mă, o leacă, că vorbesc la telefon. Știu pe taică tu că află orice, oricând, de oricine. Am și nevoie să afli și mie de cineva care nu prea stă cu minte la locul lui. Zici și mie cum îl cheamă pe ăsta. Comănescu Ciprian. Ia auzi, bă, Comănescu Ciprian îi zice, nu știu cine ăsta. Ai idee cine ăsta? Nu știu nimic, dar încerc. N-am idee, nu știu, chiar nu știu, dar probabil taică nu sigur știe. Da, mă, nu știu cine e ăsta. Băi, e senator. Înțelege o dată și haide să mergem, termină, mă, că mie poate să fie și papa de la Roma, ăștia. Nu mă interesează. Nu pe noi nu ne umilește nimeni. Ba, uite că chiar asta s-a eu întâmplat. Eu nu accept așa ceva și eu am să-i pun pe amândoi cu botul pe la haide, pe la haide, mă, te rog eu să mergem. Băi, frate, fă și mie rost tot ce știi de el, toate neregulile lui. Mă, potolește-te cu astea și haide să mergem, te rog eu, e suflet. Te rog eu, fă-ți plata față de mine. Haide, măi! Încerc, o
sunt cer, nu sunt român, te rog, eu. Cer, știi că tata mă ajută dacă e nevoie, dar na, băi, nu pot să garantez. Hai, că... o rezolv, te rog eu, că a plecat asta. Zile, bine, da, hai, zile, rog, hai, da? Hai, pa, hai, pa, grijă, pa. Băi, stai mă așa. Fiul și tatăl Comănescu au stârnit un război al orgoliilor, fără să bănuiască măcar că Damian, trecut prin școala vieții, nu se teme de niște amenințări, mai ales când este vorba despre Eliza. Dar nici nu au trecut câteva zile de la confruntarea cu domnul Comănescu, că a și apărut la salonul de tatuaj al lui Damian un tânăr necunoscut nouă până acum. Oare cine să fie? Vreau ce zici, te pup. Ce faci? Ce? Ai venit cu vești bune? Ba, atât vreau să zic. De fapt, să te întreb. Zi-mi câți bani ai la tine și zi-mi ce programări ai azi, că ți le anulez pe toate, că ai treabă cu mine. De ce? Ce este așa mare, mă? Nu zic că ăla e dosarul lui. Bă, știi că sunt băiat de cuvânt, da? Ai avut nevoie, te-am servit. Bă, faci cumva și de mine? Cumva să mă servești și tu pe mine. Băi, băiatule, atâta dosarul? Mi-ai pus niște întrebări, da? Ți-am răspuns la absolut tot ce ai vrut tu, plus bonus de la mine, multe altele. Băi, eu știam că ai... Tata se descurcă... Pile, bă, băiatule, dar... Nu se pune problema pentru tine. Băi, să ești nu nebun, te de, cred că ai trecut aici și ce laptea sub, ești nebun la cap. Absolut tot ai, nu lipsește nimic. Deci tu cu dosarul ăsta, dacă ești băiat deștept și ești, că știu cu cine stau de vorbă, faci o grămadă bani. Faci bani de trei și tu... Și maică ta și taică tu și Tonia vostru și încă trei generații de acum acolo. Toate lucrurile materiale pe care ți le poți cumpăra pe lumea asta, tu le poți avea. Dacă folosești cum trebuie dosarul ăsta. Ba, absolut orice. Ai zis că vrei mașină de 80.000? O ai aici. Vrei casă de 150.000? Le ai aici. Bă, frate... Plus altele, ți-am spus, deci și tu și copiii tăi trăiți trei generații din dosarul ăsta. Păi, asta e ideea, Gugule. Nu mă interesează să mă îmbogățesc eu, domnule. Cum adică? Tot dulapul ăsta de apă. Pe mine mă interesează doar să o știu pe sora mea bine. Pentru că la urma urmei, la ea, frate, să fim serioși, o să fie niște chestii de viitor pe care pe ea o să o afecteze. Și pe mine nu mă interesează chestia asta să mă îmbugățesc. Mă zic încă o dată, te aranjezi și tu și sorta și cine vrei tu. Nu mai băga mie chestii de asta. Eu știu foarte bine că ții la sorta și că-ți dai și viața pentru ea. Dar... Totuși, gândește-te un pic, pune-ți și tu interesul tău înainte. Este foarte greu să realizezi prin ceea ce faci tu. Eu știu că tu ai muncit și că tot ce ai e pe munca ta. Dar o să fie foarte greu să realizezi toate lucrurile astea materiale fără dosarul ăsta. Dar vorba lui tovarășul meu, dacă se îmbogățește sora mea, sigur mă îmbogățesc și eu. Mă, fii atent. Din toți bărbații după lumea asta, ea s-a gândit să-și ia fiul de politician. Mai mult dată ce vrei să zic. Mie îmi sunt clare lucrurile. Eu cred că asta a vrut să facă. Cu siguranță asta a vrut să facă. Gândește bine. Ai învățat-o și tu golăniile tale, dar uite că a fost mai golacă ca tine de data. Așa că nu mai sta. Nu mai sta pe gânduri. Pune mâna, fă ce demersuri ai de făcut și bă, ăsta ia urmă. Bă, ia urmă, ia ur curat. Nu se poate să stai așa. Da, nu știu. Până la urmă, pentru ce ai vrut toate informațiile astea? Să... Doar pentru ea? Se spălă rușinea lui sora mea, dar nici de cum hai să mă lasă, mă, nu, nu. Dacă tot s-a putut face rost de tot dosarul ăsta, profită de el, frate. Nu mai sta. Și tu, și sorta, și toată lumea. Bă, îți mulțumesc mult pentru asta și acum ați închid cu treaba asta? Nu, nu suntem. Cum acum, adică? Tu mi-ești mie dator. Pă, cum vine asta? Păi tu mi-ai redat tot ce-ți dau aici. Bă, sunt sute de mii de euro aici, mă, în foile astea. Dacă ajung informațiile astea în presă, domnul Comănescu nu mai candidează nicăieri. Gata, ți-a anulez programările. Ce îți mai place să te tărgui? Da? Haide, bă, haide că știi că îmi doresc să fac și ceva pe spate de mult timp. Dacă nu te ajut eu. Da? Eu mai auzisem de Comănescu ăsta. Auzisem că e pe minister, pe undeva, dar nu în halul ăsta de sus. Dacă îmi deschid gura, o să cadă guvernul. Fii atent. Ca să-ți ceară că mi-a salvat câteva modele, dar vreau să mai arăți și tu ce ai pe acolo. Tu ai venit deja pregătit, bă, golani. Păi eu nu știam ce ți-aduc ție aici, normal. Hai că mă duc să-mi iau tabletă. Hai, du-te. Schimb pe schimb. Așa este între camarazii din anturajul lui Damian, în care orice este posibil dacă știi cu cine să te împrietenești, nu-i așa?
Ajuns în posesia dosarului ce conține toate datele secrete ale lui Ciprian Comănescu, Damian reapare la vila acestuia, dar de pe altă poziție. De data aceasta, fără menajamente și cu o atitudine destul de agresivă. Oare cum va decurge discuția dintre cei doi și la ce concluzie se va ajunge? Bă, băiatule! De unde pun, unde pui tu mâna pe mine? Ușor. Asta! Ușor, domnul. Ia vino cu acea, mă! Comănescule, ușor. Ce am ușor, Comănescule? Nu fărgălăgie. Bă, băiatule, tu de când pui mâna pe mine în halul ăsta, mă? Bă, băiatule, tu vrei să te cureți? Să mă cureți? Da, tu vrei să dispari? Tu știi, vrei să nu mai audă mama ta și de tatăl tău de tine niciodată? Tu știi cine sunt eu, mă? Cine ești? Bă, băiatule, e trebuie frumos ieși afară acum, ca să nu pun eu mintea cu tine. Ia auzi ce? Dar dacă îmi pune mintea cu tine, ia fă-o pe asta. Ia fă-o pe asta, hai, dă-te mai încolo. Bă, băiatule, vreau să vorbim. Băiatule, stai că eu n-am venit aici ca să faci tu figuri de astea. Că dacă era, nu venea la tine acasă, da? Dă-i drumul de aici. Stai aici, că vreau să vorbesc cu tine. Dacă mai pun singura dată mâna pe mine, dispari. Stai aici, că vreau să vorbesc cu tine. Da? Că n-am bătut drumul degeaba, da? Nu mă interesează, bă, ce ai făcut tu. Faza aia care ai făcut tu cu Vito. Care fază? Care? Umilința aia, care am luat-o eu și sora mea. Vezi că eu nu trec cu vederea. Prietene, da? Eu spun un singur lucru. O singură dată, dacă îți mai văd fața, în fața așa. Mea, ai dispărut de pe planetă. Da? Ce așa că dai drumul de aici, rogul. Așa, o faci tot astea de dispariții, da. De finitul. Știi, vezi știi că cine cu mine sunt nu eu? Merge. Tu știi cine sunt eu? Pentru ai auzit de mine vreodată? Cine ești tu? Băi, pentru mine ești un nimeni care tu trebuie să-ți vezi de treaba aia cu sora mea, că nu v-ați făcut plata voi și la mine nu merge. Îl îngrop de viu. Cu ce probe am, îl fac să piardă tot, dacă nu joacă cum cânt eu. La așa ceva eu nu m-am așteptat. Cum să fiu opus într-o asemenea situație? Ți-e pare cunoscut ăsta? Ia vezi. Zici că e oglindă, a? De unde ai tu ăsta, mă? De unde ai tu buletinul meu? Da, că stai liniștit. Am vreo 40 de copii, da? Dar de unde mă gândeam că te încurc și eu pe ale mele. Uite, mă gândeam că apartamentul ăsta de Monte Carlo te încurcă. Ia uite. Vezi? Nume tot? Vezi? E pe al nume, dar eu știu cine e aici. Așa. Ia uite. Cont în Cipru. Bă, cum te-ai gândit-o? Ia uite ce nume e aici. Zici că e număr de telefon? Bă, dar mare contul tău. Dar cine te-a trimis pe tine pe la urmă? Pe mine nu m-a trimis nimeni. De unde-i tu asta? Ia uite și... În Elveția? Bă, dar ai pile dai tu până în Elveția. De unde-i tu asta? Bă, tu-ți dai seama că, uite, toate astea sunt acțiunile tale, sunt proprietăți. Ia uite, trafic cu țigări. Stai așa, bă, băiatule. Păi să nu le-am văzut. Bă, sunt ale mele, nu sunt ale tale. Ce treabă ai tu? Sunt ale tale, dar vezi că sunt la mine, vezi că nu ți-a ce sunt la tine, mă? Da? Ai niște hârtii. Niște hârtii? Da. Dar vezi că hârtiile astea provin de unde trebuie și vezi că pot fi dovedite. De unde dacă sap mai adânc. De unde ai tu asta? De unde? Da. Bă, tu crezi că pe mine m-ați umilit doar așa de dragul, da, mai face un din ăsta sărac? Auzi, că noi suntem săraci. De fapt, cine te-a trimis pe tine? Nu m-a trimis nimeni, bă. Eu nu vreau nimic. Vreau decât să o asigur pe sora mea. Să aibă o casă, să aibă un serviciu, să aibă un ban deoparte. Nu știu de unde a aflat, dar ce a aflat nu e bine. Nu e bine deloc. Eu zic că indicate să lăsați ciocul un pic mai mic sau vreți să vă spun adevărul din toate foile astea de aici? Că din ceva de aici vin alegerile, nu? Și parcă dumneavoastră candidați la un minister din ăla care se ocupă cu familiile și integrarea copiilor abandonați în societate, nu? Parcă așa scrie aici, nu? Uite, aici e și citat, fiți atit, dat într-o declarație de presă. Mă lupt pentru copiii orfani. Așa scrie? Păi cum așa, domnul? Păi nepotul dumneavoastră ce să facă? O să stea până cămine de orfelinat? A? Eu nu pot să pierd alegerile. Nu am cum. Am muncit foarte mult pentru funcția mea. Eu am răbdare. Stau, îl aștept și nu plec de aici până nu obțin ce vreau. Vă dați seama cum sună tot dosarul ăsta la presă dacă ajunge? Pe prima pagină, așa. Și la știri, cred că de dimineață până seara o să fiți. Noi eu ziceam că poate ne înțelegem, poate cumva, dar... Dacă și tăcerea e un răspuns, dacă nu vă arde de discuții cu mine... Păi, stai așa. Hai până în casă, eu cred că am început cu stângul discuția noastră. Hai în casă să discutăm și noi pe îndelete și... Poate ajungem la... Ce-a fost așa greu, vezi? A reușit să ne înțelegem într-un final. Mă, rescofală, atâta circ pentru nimic. N-am de ales. Trebuie să mă împrietenesc cu el și să îi dau cam tot ce cere.
Hai după dumneavoastră. Hai, hai. Răfuială, răfuială, domnule Comănescu, dar totul până la carieră și alegeri, nu-i așa? Conștient că nu mai are cale de întoarcere și Damian deține secrete care i-ar putea curma cariera, Ciprian Comănescu își schimbă atitudinea. Șantajat fiind, domnul politician devine interesat să găsească o soluție de compromis din care toată lumea să aibă de câștigat. Dar oare așa să fie? Gata, hai, de ce ne-am strâns pe urmă aici? Ce-i? Ca să clarificăm lucrurile. Ce să clarificăm, tată? Ce să mai clarificăm? Păi hai nu știu, spune tu. Hai să le dăm oamenilor să semneze ceva de semnat, le dăm ce am vorbit și rezolvăm problemele, nu mai stau cu toate prostiile astea. Prostie? O sarcină e o prostie. Ce sarcină? Lasă mă, Ernest, că nu-mi arde mie de sarcină la 23 de ani, eu... am viața mea, lasă telefonul, lasă telefonul pe masă. Stai, înțeles argumentul tău, că nici măcar nu ar fi copilul tău. Nu-i așa? Mihăiță. N-am absolut nicio certitudine că e copilul meu, dar eu nu mi-am dorit copil. Tu știai asta. Știai că acest om își dorește ceva serios de la relația cu tine. Da, știam într-adevăr că nu își dorește, dar nu am crezut că nu va fi capabil să schimbe mentalitatea. Vorbim totuși de 23 de ani, nu de 18, adică... Și ce, la 23 de ani e copt? Nu, dar nu știu. Totuși, Liza, într-un an de zile ar trebui să poți să ajungi să cunoști pe cineva. Cum se face? Eu am considerat că l-am cunoscut destul de bine. Cel puțin asta mi-a arătat din tot ce a făcut pentru mine, pentru că nu ai cum într-un an de zile să n-arăți unui om că-l iubești. Dar lasă și tu telefonul ăla. Deci ești chiar... Acum ți-ai dat seama? Păi, că Mihai am venit este... și noi situația și tu stai pe telefonul ăla. Ce vrei să fac? Sunt un om. Păi nu știu, văd că-ți trimis inimioare, nu știu ce tot faci acolo. Închide-l acum că ți-l iau și ți-l arunc pe geam. Dar e lipsă de bun simț pe bune, adică stăm... Nu, nu, nu. Hai să nu vorbim despre bun simț, că s-ar putea să zic eu de fapt cum stă treaba cu bunul simț după ce mi-ai făcut. Ia că te ascult. Chiar te ascult. Te ascult, spune. Cu ce să mai mă ascult? Te rog să spui ce ai de spus. Chiar sunt curios. Cum de-a fost Eliza nesimțită? Cum ai bunul simț și dă-ți-l pe silențios. Mă, Ernest, n-am... Sunt un niciun mă, Ernest, că nu ne tragem de șireturi. Tatăl tău e un om important, nu tu. Trebuie să răspund, uite. Tu ești un puști laș, căruia este frică de responsabilitate. Nu, Ernest, n-am avut nicio responsabilitate. Tot ce a fost cu ea a fost pură distracție. Dar asta s-a complicat, nu-i așa? S-a complicat din vina ei. Wow, din vina ta. Din vina mea. Bineînțeles, doar din vina mea. Cu siguranță doar de... Cine a refuzat să se protejeze? Ea sau tu? Cine a refuzat să scape de problemă? Eu sau ea? Să scape de problemă, wow! Dar de cum ce? Cum l-ați educat și l-ați crescut așa frumos pe fiul dumneavoastră? Nu știu, că și eu mă minunesc pe zi ce trece. Băi, parcă ți-am spus să termin cu telefonul. Nu imediat, acum termin cu telefonul. Clipa asta îl pui pe masă! Și dar nu mai trăti! Băi, eu am crezut că am vorbit ceva cu tine. Am crezut că... Acum câteva zile a fost ultima oară când ai o problemă, când crezi o problemă în familie. Tu ce faci acum? Am venit să rezolvăm problema. Ce rezolvă o problemă? Că ești impertinent și tu te interesează, ești cu nasul pe sus? Măi, tata, am venit să rezolvăm problema, hai să rezolvăm problema. Păi rezolvă, ia rezolvă, hai să te mă. Păi hai, scoate... Păi vorbește pe mine. Că asta e tare. Ce să rezolvă problema? Scoate mălaiul, nu-i așa? Așa se rezolvă problemele? Păi nu, din câte pot să observa, nu-i mai ajunge nimic. Tu ai o problemă de rezolvat cu mine, da? Așa. Vorbește cu mine, spune și mie care e problema. Am vorbit o dată, de două ori, de trei ori, de câte ori vrei să-ți vorbesc? Ea vorbește și eu pentru ultima oară sau și eu? Ce ai vorbit tu cu ea până acum? Că eu nu știu. Vreau să aud. Spune-mi și mie, timp de un an de zile, ce ai văzut în relația asta? Distracție, ceea ce am vorbit. Atât. Și cu tine. Da? Noi și doi un ne-am om, distrat. Și un om care își dorește distracție, crezi tu că aduce flori, cumpără cât un cadou, mici chestii care din punct de vedere... Gravidă. Lasă-mă să vorbesc. Cum ai fi vrut să te am lângă mine dacă nu așa? Adică tu ai impresia că mie dacă mi-aduceai un buchet de flori, doar așa m-ai ținut lângă tine un an de zile. De ce nu m-ai ținut o lună? De ce nu m-ai ținut două săptămâni? Puteai să ai orice fată. Orice fată, da? Nu am orice fată, drag. Stai liniștită. Vai, ce să spun. Vai, ce să spun. Să fie faptul că tu ai acceptat buchetul ăla de flori. Nu se face că tu ți-ai dat seama care este adevărata fața lui Mihai. Pentru că nu și-a arătat-o. Mai ales că ai fost avertizată. Și de către maică ta.
Da, într-adevăr, am fost avertizată de mama, dar eu am mai încercat să... Mai ales că el ți-a spus de la bun început că vrea doar să se distreze cu tine. Și uite că treaba a devenit cât se poate de serioasă și el, în continuare, tot peste picior te ia. Ok, mi-a spus după 3 săptămâni, o lună, că vrea doar distracție, da? Dar în timp, pe perioada acestui an, au început și alte declarații. Ia uite ce am pentru tine. Dar de când ești tu așa romantic să-mi cumperi floare? Ei, știu, acum de când te iubesc. Ei, tu mă iubești pe mine? Bineînțeles. Pe bune? Se pune problema de asta? Aaa... Ai, mă, iubire, doar mă cunoști. E foarte frumoasă, mulțumesc. Îți plac gesturile mele, nu-i așa? Da, dar sincer nu credeam că poți să fii și așa. Așa cum, romantic? Da. Da, eu pot să fiu în foarte multe feluri cu tine. Pot să fiu și romantic, pot să fiu și sentimental. Aflu lucruri noi? Păi sunt un om plin de surprize, doar mă cunoști. Ce drăguț! Chiar mai ai surprins cu această floare. Și aș mai avea o surpriză pentru tine. Da, dacă vrei tu să mergem noi doi sus în apartament, îți arăt ce om plin de surprize pot fi cu tine. Tu de asta mi-ai luat floarea asta? În niciun caz. Ți-am luat floarea asta pentru că te iubesc. Cu minciuni de genul acesta o ții lângă tine? Că te-ai îndrăgostit? Bă, dar nici cu tine n-am scuzat, adică pe bune, ți-am zis doar că aberează omul ăsta și tot ce spune el cu iubire, că ziceai tu, vai că mă iubești și... Bă, ziceam, mă, dacă nu ți-aș fi zis, înțelegeam. Dar non-stop ți-am zis, bă, nu te lua după ăsta, că ăsta e doar pe interes. Nu că mă iubește, Damian, că mă... ascultă-mă puțin, când un om măi, ca el... Măi, ce să te ascult, te-am ascultat lasă-mă atâta timp și uite ce a ieșit, băi, uite ce a ieșit. Damian, când un om ca el, da, poate să aibă pe cine vrea el, oricând vrea el, că așa consideră. Ok, spune păi tocmai, ai? Cum te crezi tu că el de atâtea te-a ales, mă, pe tine, mă? Și de ce, da, tu de sânge albastru, și de ce m-a mințit? Nu? De ce m-a mințit? De ce? Oare de ce, mă, să-și vadă interesul? Cât de naivă poți să fii să pui această întrebare? Ăsta a fost planul tău? Tu cu ăsta ai vrut să mă măriți pe mine? Asta a fost înțelegerea? Tată, nu, nu. Ce tată, nu, nu, ba da. Tată, nu pot să fac asta. Înțelege odată pentru totdeauna că nu ți-am vrut niciodată rău. Iar acum ai spre binele familiei noastre. Vreau să-și asume lucrul ăsta. Uite, vreau să-și asume nimic până la eu capăt. Eu nu mi-asum nimic. Băi, înțelege, eu chestia asta nu o fac doar pentru tine. Eu o fac pentru nepotul sau nepoata mea. Tensor. În familia asta vrei să ajung eu, tensor, tată? Tensor cu taxul? Mă, tensor cu măsa? Tată, și eu cine vrei să fiu? Nu vreau să renunț la acest copil. Taci și ascultă-mă. Eu nu m-am mărit, înțelege? Taci și ascultă-mă. Așa și ascult. Eu nu vreau să renunț la acest copil, da? Corect, vreau. Și foarte bine faci. Vreau să-și asume lucrul ăsta. Uite, vreau să-și asume nimic până la eu capăt. Eu nu mi-asum nimic. Tu trebuia să te protejezi. Hai mă, tată, că nu mai am chef de astea. Hai odată să rezolvăm să trecăm da, prostii da, de astea. Gata, taci din gură. Frumoasă educație i-ați dat. Am dat o educație. Gata, începând din clipa asta, toată lumea tace și ascultat și am de spus. Parcă te-am rugat să-l pui pe silent. Și eu te-am rugat la fel. Bă, n-ai pic de bun simț, mă. Nici două secunde. Dacă pe tatălui nu-l ascultă, despre ce vorbim. Taci. Te rog frumos, închide-l. Închide-l. Da. Mă, pisite, băi, nesimțitule, închide telefonul. Ne vedem de seara. Bine. Băi, dar n-ai pic de respect? Măi, vorbești deja cu alta, tu de față cu mine. De ce te mai mira care asta? Sunt însărcinată cu tine, tu vorbești asta? Cu alta. Din poate e și alta însărcinată, poate. El a râns că pot avea bun cine când vreau? Pentru că totuși nu pot să cred că e un asemenea om. Nu pot să cred că am pierdut un an de zile din viață cu un asemenea om. Gata, gata, toată lumea tace acum. Deci decizia care am luat-o, asta va fi. A, deci dumneavoastră hotărâți pentru fiul meu. Da, eu, normal că eu hotărâți pentru fiul meu. După care juniorul se crede că este un fel de tată și taie și spânzură pe cine vrea el în viața asta. Juniorul. Deci am luat o decizie. Începând din clipa asta, e ca și cum tu ai cerut-o de nevastră. Și face nuntă. Ce să ce fac? Face? Ce ai auzit? Hai mă, tată, lasă-mă de el că mai luat o rază. Niciodată eu cu omul ăsta nu mă mărit. Cu omul ăsta te vei mărita. Nu m-am mărit cu omul ăsta. Tată, lasă-mă face cu idei. De unde zi așa peste noapte să răsar? Bă, băiatule, ai făcut ceva de capul tău bun? Nu. Nu există. Faci cum spun eu și gata. Nu există. Eu nu m-am mărit cu un loc ca el. Ce faci așa ceva? Lăsați-mă cu prostiile voastre. Nu este ca și când ați întrebat dacă și aș dorește asta.
Ce înseamnă? Deci, stai mă, unde te duci, stai deci, aici la mă. Lasă-mă, deci ăsta a fost planul tău, nu există. Deci eu nu mă mărit cu un asemenea om, lasă-mă. Omul ăsta m-a umilit pe mine în ultimul hal și tu vrei să mă mărit cu el? Să stau cu el în și acest casă? Și ce vrei mă casă? Să faci? Să stai pe străzi? Nu, cu dar copilul? Nici cu el în casă nu stau. Nu stau, nu fac așa ceva, de sub nicio formă. Să-ți iasă adică chestia asta din cap. Adică a fost ideea fratelui tău? Asta a fost discuția cu domnul senator? Da. Eu nu mă însor, eu nu vreau să aud de așa ceva. Tata, băi, eu nu mă însor. Băi, tata, deci nu, băi. Nu, eu băi, nu mă însor, tata, aici. Nu. Stai nu, aici, nu mă însor. Stai pe loc. Bate în sori. Faci și tu odată ce spun eu, bă, băiatule. Nu ce-ți bubuie ție mintea, că în fiecare zi din viața ta ai făcut numai cum ai vrut tu și numai tâmpenii ai făcut. Tata, eu plec. Unde plec, să eu pleci? Însor. Unde pleci? Eu plec. Unde pleci? Plec și gata. Și dacă pleci, nu te mai întorci. Tată, n-am cum să mă însor cu ea. Tată, n-am cum să mă însor cu ea, înțelege-mă. Bate însor cu ea, bă, băiatule, bă. Tată, nu știi din ce familie vine, l-am adunat pe Tasu, mort de beat din șanț. Era țapă de beat în șanț acolo și eu l-am adunat, l-am dus sus. Așa. Maica s-a plecat, îi vai de capul ei. Așa. A fugit de acasă. Te-nsor? În familia asta vrei să ajung eu, tată? Te însor cu taxul? Bă, te însor cu măsa? Tată, și eu cine vrei să fiu? Vrei cine? Să fiu cum vrei să fiu generele unui bețiv? Bă, băiatule, tu înțelegi că tu trebuie să te însori să salvezi toată situația asta din familia ta, să salvezi situația mea. Ăsta a fost planul tău? Tu cu ăsta ai vrut să mă măriți pe mine? Asta a fost înțelegerea? Atât ai reușit să rezolvi? Bă, ăsta ți-e interesul? Cu o lună de zile vrei să te iei cu el și acum păi nu mai vrei? Păi acum o lună de zile până să mă umilească în halul ăla. Cum te-ai gândit tu că după ce pe mine omul ăsta m-a umilit în halul ăsta eu mai stau să mă mărit cu el? Bă, tine te interesează umilița sau să ai unde să pui capul pe pernă? Păi umilești în continuare pe sora ta. Păi tu îmi dai o umilință nu și mai mare. Nu o să mai aibă tupeu, crede-mă, dar după ce tu? V-a vorbit taică-sul cu el. Dar de unde știi tu? Eu nu vreau să mă mărit cu el, înțelegi odată? Nu vreau! Bai să vrei, nu, crede-mă. Nu vreau, nu am reușit. Nu ai putut negocia pentru viitorul surorii tale, da? O situație financiară, până la urmă. Exact, pentru ce exact, să umilești exact, în halul exact. Acesta? De ce să-i faci jocul lui? Pentru că nu mă interesează doar ideea de a fi sora mea bine. Nu mi-e nimic. Pentru că în momentul de față îi faci joc. Domnului senator, nu, mă interesează viitorul copilului, pentru că copilul ăla bani. Va purta numele lor. Cerei bă, bani. Tu nu-ți dai pe seama că judecată, contează da? Numele luptă-te lor. Pentru asta. Tată, nu, nu. Ce tată, nu, nu, ba da. Tată, nu bă, pot să fac asta. Înțelegi odată pentru totdeauna că nu ți-am vrut niciodată rău. Iar acum ai spre binele familiei noastre. Am muncit, atâția ani am muncit ca să ajung aici unde sunt. Și nu pentru mine. Îți place cum trăiești, da? Îți place ce viață ai, da? Vrei să ai alta? Mai jos decât atât? Și dacă mă bagi în familia aia, viața aia o să o am. De ce? De ce, tată? Cine o să îngrijească de noi? Vei sta frumos 3 ani de zile, 5 ani de zile cu ea, căsătorit, până termin mandatul. O să ai o imagine extraordinară, perfectă în fața presei. Inclusiv și eu, da? Faci totul pentru familie. Cum eu am făcut totul pentru familie, faci și tu totul pentru familie. De acum încolo nu vreau să te mai aud. Da? Bă, te bag și consilier la mine. Să trăiești bine. Nu-ți tata, place? 3-5 ani? Da, 3-5 ani. Auzi, mă, vrei să zici ceva? Că dacă vă înțelegeți, poți să treci și 30 de ani după aia. Nu e am ce să mă înțeleg. Ce eu nu iubesc bă, pe ea. Bă, 3 ani de zile tu stai cu ea. Tu îți dai seama că tu dacă vei avea copilul, tu nu garantezi că îl vei putea adică ține. Adică tu acum o înveți cu serioara ta să fie, practic, la fel ca Mihăiță, nu-i așa? Să-și vadă interesul, dar să calce peste cadavre. Dar nu să-și vadă interesul, Ernest, să aibă un acoperiș deasupra capului, să aibă un job stabil. Și așa să obțină un acoperiș, că mă face să gândesc că, practic, asta v-ați dorit de la bun început. Nu, eu nu mi-am dorit asta, eu nu știu ce a făcut el. Deci eu nu știu ce a făcut el. Mă, dar unde vrei să-l ții cu tata în casă? Să bea cu tata acolo, acolo, asta să crească? Când ți-am vorbit cu tine? Și foarte bine ce am vorbit. Băi, ți-am zis că rezolv, am rezolvat. Nu așa. Bă, dar mai ai și pretenții. Realizez că Mihai o va umili constant. Nu va mai umili, că nu va avea tupeu. Va avea deasupra capului surioara ta, va avea partea financiară, dar va fi distrusă din joc. Punct de vedere emoțional. Bătaia da? De joc a acestui om, pentru că omul ăsta va profita că sunt la mâna lui. Băi, 3 ani ai de îndurat și nu va fi umilință. Și a 3 ani vorbești de parcă ar fi 3 zile. Zici că mă mărit azi și mâine casa. Băi, muncesc o viață pentru o casă și nu-și permit o garsonieră. Vei avea casă, vei avea loc de muncă, vei avea un viitor stabil, copilul tău va avea un nume mare în oraș. Bă, tu ești băi, am și o viață. La ce nume ai tu, mă? Ce te la ajută ce pe tine? La ce numele mare al domnului senator? La ce bun? A, dar la numele nostru de bețiv e bun, nu? Mamă, mare ce renume o să aibă sora ta cu performanța tatălui tău.
a fi un bețiv notoriu. Păi cum o să nu ne știe, o să știe nepotul lui bețivul, că nu o să știe nepotul lui, da, că... lui Eliza fără tată, nu? Așa, și când o să știe soția domnului Mihăiță, da, fiul de senator. Altceva. Și când domnul Mihăiță, fiul de senator, se va afișa cu toate amantele, da? Cum o să mai fie pentru surioara ta? Hai să-i dăm 20.000. Ce nu, hai să-i dăm 30.000. Prietene, 30.000 de euro, prietene, să scăpăm. Tu te auzi ce vorbești? Măcar o dată în viața ta gândește cu capul limpede și cu capul unui om de 23 de ani. Măcar o dată. Deci faci cum spun eu. Acum te duci frumos și îi spui ce am hotărât. Punct. Ori pleci, ori te însori. Ai două variante. Ți-alegi acum una. În clipa asta ți-alegi o variantă. Ai plecat, ești pe cont propriu și nu mă mai interesezi. Ori te însori și faci cum spun eu. Și totul va fi bine. Băi, înțelege! Eu chestia asta nu o fac doar pentru tine. Eu o fac pentru nepotul sau nepoata mea. Eu vreau ca nepotul meu să aibă un nume frumos, să știe toată lumea de cineva cunoscut, să aibă o educație aleasă. Tu unde-i să duci, mă? La grădinița de colțul străzii? Ce o să ai? O casă? O mașină? O pâine pe masă? Nu? Ce-i să faci tu, mă, singură? Știi ce se întâmplă? Cât pot să te ajut eu din ce fac eu? Adevărul se află în timp și se va întoarce împotriva ta. Vei ajunge să fii bârfa tuturor. Uite ce ai fost în stare să faci pentru a pune mâna pe avere. Da. Și nu mai bine ești bârfită la tine în casă află decât undeva... Băi, nu o să mai ești din casă 3 ani de zile. Hai, de rușine, tu realizezi? Da, bă, nu mai ce mă pui tu pe mine să fac? Vei avea toți banii din lume, dar nu vei mai avea... Crezi că banii rezolvă? Noi avem pe tată o brazdă, tata, crezi că atâta lucru ne mai deranjează? Eu nu știu ce te plângi atâta. Wow, Mihăiță, ce bucuros ești! E fiță, ce viață frumoasă ai! Tu crezi că vorbești cu prietenii tăi din club? În momentul de față? Poate vrei să spui, te rog frumos. Vrei să aducem și vreo frapiere, ceva, cu aroganță? Dar nu vrei să terminăm porcăria asta? Da, zi o dată! Taci și ascultă-mă! Eu nu m-am mărit, înțelege! Taci și ascultă-mă! Și ascult. O să te căsătorești cu mine, ca așa a zis tata, o să stai în apartamentul meu, o să ai un loc de muncă, da? Copilul o să crească bine, da? Auzi bine ce zic. Dar noi doi nu mai avem absolut nicio treabă unul cu celălalt. Dormim separați, mâncăm separați, facem totul separat. Vom fi doar colegi de apartament. Atât. Asta e cel mai bine. Pentru cine? Pentru tatăl tău? Pentru toată lumea. Hai, fi serios, Mihăiță. Crede-mă că e cea mai bună variantă. Ia și fă așa, pentru binele tău. Și uite așa, pentru a salva imaginea unui domn senator, toți cei din jur au fost nevoiți să facă niște compromisuri care îi vor condamna la nefericire. Căsătorindu-se cu Mihai, Eliza va scăpa de sărăcie. În rest, viața ei va fi un calvar. Și pentru ce? Sub acest aspect a greșit Damian, care, în loc să-i facă un bine Elizei, a condamnat-o la o viață plină de frustrări, fără iubire, respect și multe, multe altele. El ar fi putut cere o sumă mare ca despăgubire pentru copilul din pântecul surorii lui, în ideea ca aceasta să aibă posibilitatea de a scăpa de neajunsuri și de a-și asigura ei și micuțului un viitor. Dar, păstrându-și totul dreptul de a-și clădi viața prin propriile convingeri. Din nefericire, ne-am dat seama, urmărind povestea de astăzi, că există persoane suspuse pentru care aparența este tot, banul de asemenea, și pentru aceste atribute sunt capabile de orice. Și mă iubești? Te iubesc. Păi nu zic asta în fiecare zi. Da, așa e, de 100 de ori pe zi, știu. Dar tot nu mă satur. Știi foarte bine că eu n-am părinți, am crescut singur, vine chiria pe cap, trebuie să mănânc și eu ceva. Eu din ce trăiesc? Tu o mai ai pe maică-ta. Te mai ajută. Eu ce fac? Ăla la fel, n-are pe nimeni. Ce facem? 6 luni și eu acum aflu. E clar că nu, ceva nu e în regulă. Păi m-am tot ținut, tată, și știam, era teamă de reacția ta. Uite, bineînțeles, reacția asta șofer pe care o ai acum, tată. Găsesc altă fată. Băi, dar ce-i cu tine, mă? Ce s-a întâmplat? Ce găsesc altă fată. De ce dintr-o dată? Dar nu... Nu stăm de la început până tatonezi tu cu altă fată, terenul. Poliția! Nu mișcăm nimeni! Mâine sus!
Nu te duci la pușcărie, ștergi totul cu buretele, nu mă interesează, te dai de ea. Dar nu mai vreau să te întâlnești cu fata mea niciodată. Ai înțeles?